Sloghi. Bună ziua, dragii mei iubitori de animale de companie! Sunt Cătălin, prietenul tuturor animalelor de companie și nu numai, iar încă de la începutul acestui episod, țin să vă mulțumesc din inimă pentru atenția și îngrijirea pe care o acordați zilnic animalelor de companie, pentru faptul că le iubiți foarte mult, cât și pentru faptul că vă dedicați o parte din viața dumneavoastră și lor. Vă mulțumesc din inimă tuturor celor ce v-ați abonat deja la acest canal de pe YouTube, intitulat Animalul tău de companie, pentru a cunoaște împreună noi date, cunoștințe, despre toate animalele de companie pe care le voi prezenta în timp, în cadrul acestor episoade. Vă aștept cu drag și multă iubire și pe toți ceilalți să vă abonați, să vizionați cât mai multe episoade zi de zi, să vă bucurați de toate animalele de companie, de pretutinde. Dragii mei iubitori de animale de companie, astăzi vă voi prezenta câinele din rasa Sloghi. Ogarul arab Sloghi este originar din Maroc și Algeria. Legendele ne spun că ogarul arab Sloghi este câinele populației berbere din Algeria, Libia, Maroc și Tunisia. Beduinii l-au folosit încă din cele mai vechi timpuri la vânătoarea de animale sălbatice mici și mijlocii, acești câini fiind considerați de către locuitorii arabi ai acestor ținuturi un animal nobil, prețios, care a dat dovadă de-a lungul vremurilor de calități incontestabile. Sloghi este un câine de vânătoare extrem de inteligent, curajos, vigilent, sensibil, elegant, energic, mândru, independent, loial, devotat stăpânului său, rezervat în prezența străinilor, afectuos, prietenos, uneori încăpățânat, foarte rezistent la efort fizic susținut. Socializarea trebuie începută încă de timpuriu, atât față de oameni, cât și față de celelalte animale din gospodărie. Dresajul trebuie efectuat corect, adecvat, cu profesionalism, consecvent, cu fermitate, calm, răbdare, înțelegere și iubire din partea stăpânului său. Recomand pe această cale tuturor iubitorilor de patrupede canine folosirea recompenselor alimentare în cadrul programului de dresaj pentru a-i capta atenția, cât și pentru a-l motiva ca pe viitor să îndeplinească mult mai bine și mai atent comenzile date către câine de stăpânul său. Înălțimea la masculi este cuprinsă între 65 și 72 de centimetri, iar la femele înălțimea este situată între 63 și 69 de centimetri. Greutatea la masculi este cuprinsă între 20 și 25 de kilograme, iar la femele greutatea este situată între 19 și 23 de kilograme. Durata de viață este cuprinsă între 12 și 15 ani, dar acest barem a fost uneori depășit de unele exemplare de căi care au beneficiat de o mai bună îngrijire, atenția cuvenită, iubire oferită de stăpânul său pe durata întregii sale vieți. Sloghi este un câine de talie mare, musculos, viguros, atletic, suplu, elegant, are capul lung, un craniu plat, gâtul este lung și puternic, botul este lung, conic, nasul negru sau maro, ochii sunt ovali, de culoare închisă, urechile au o formă triunghiulară, ușor rotunjite spre vârf, le poartă lăsate pe lângă cap, pieptul este lung, musculos, spatele este drept, ușor lăsat spre șolduri, coada este subțire, lungă, ascuțită spre vârf, o ține ridicată atunci când se află în alergare și lăsată în repaus. Membrele din față sunt subțiri, drepte, paralele. Membrele din spate sunt ușor arcuite. Blana este formată dintr-un păr scurt,
moale, des. Culorile blănii pot fi negru, crem, tigrat, culoarea nisipului, negru cu pete albe. O femelă poate naște între 4 și 8 pui. Sloghi este în general sănătos pe întreaga sa durată de viață. Însă, mai pot apărea la un moment dat, la unele exemplare de câini, unele boli cum ar fi atrofia retiniană progresivă, displazia de șold, etc. Dragii mei iubitori ai patrupedelor canine, ogarul arab Sloghi este un câine de vânătoare foarte bun, afectuos, prietenos, iubește copiii și joacă cu aceștia, preferă un spațiu mai generos la curte, unde să se poată deplasa în voie. Curtea trebuie îngrădită cu un gard înalt, solid, fiindcă dacă vede sau simte un animal care îi poate deveni ușor pradă, nu va ezita să alerge după acesta. Este un câine rezistent atât la căldură cât și la frig. Nu este dificil de întreținut, însă trebuie să beneficieze de un regim alimentar corect pentru a nu lua în greutate. Zilnic trebuie efectuate plimbări pe distanțe lungi, alergare, exerciții, antrenamente, joacă cu el pentru a își elibera din energie, cât și pentru a fi stimulați fizic și mental. Evitați să îi țineți închiși timp îndelungat, fiindcă pot deveni în timp nervoși, anxioși, agresivi. Asigurați-le libertate de mișcare în aer liber, zilnic, minim 30-40 de minute, în 2-3 reprize, fiindcă altfel pot deveni destructivi. Preferă joaca cu copiii, dar vă recomand o supraveghere îndeaproape a tuturor interacțiunilor dintre câini și copii pentru a se evita din start orice eveniment neplăcut. Învățați-vă copiii din timp cum să se comporte în preajma câinilor, să nu îi lovească intenționat, să nu îi tragă de coadă sau de urechi, să nu le ia niciodată mâncarea din față atunci când aceștia mănâncă, să nu îi deranjeze atunci când câinii dorm prin diferite zgomote puternice, fiindcă câinii se pot speria și pot ulterior să aibă un comportament agresiv. Să nu intre pe teritoriul lor fără acceptul stăpânului sau în lipsa acestuia, etc. Dragii mei iubitori de animale de companie, cam acestea au fost de spus în mare despre câinele din rasa Ogar Sloghi. Vă mulțumesc din inimă tuturor celor ce v-ați abonat deja la acest canal intitulat Animalul tău de companie de pe YouTube. Vă aștept cu drag și multă iubire și pe toți ceilalți care nu v-ați abonat să vă abonați pentru a cunoaște împreună zi de zi noi date, cunoștințe despre toate animalele de companie și nu numai, dragi nouă tuturor, din cele mai vechi timpuri și până astăzi. Vă rog mult din suflet să nu uitați după vizionarea acestui episod de like, share și subscribe, fiindcă fără voi nu pot exista. Cu drag, Cătălin. Pe curând!